Salut! Astăzi facem ce preferi dintre trei, să nu mai lungim și hai să începem. Învățatul sau lenevitul? Păi, prefer lenevitul, cum cred că toți preferă, dar învățatul e mai bun în viață, deci învățatul, să zicem. Pepsi sau cola? Muscă din orice. Muscă din orice. Headshot! Pepsi sau cola? Cola, dar îmi place și Pepsi cu lămâie, nu știu amândouă îmi plac, dar cola dintre astea două. Skating sau parkour? Păi amândouă sunt niște sporturi super geniale, aș vrea să știu skating, dar și parkour e foarte greu, nu știu, amândouă. Veveriță, hamster, șobolan sau șoarece? Cred că veveriță, că e mică, pufoasă, nu știu. Miley sau Selena? Păi Miley, Selena nu prea, Miley, da Miley. România sau altă țară? Băi, cred că altă țară, Canada sau America, adică Statele Unite. Sau Anglia, nu știu, una din astea. Film horror sau comedie? Băi, mie îmi plac filmele horror mai mult decât comediile, deci filme horror. Shawarma sau pizza? Pizza, decât shawarma e mai bine pizza. Facebook sau Twitter? Facebook, clar Facebook. Ce preferi dintre vară sau iarnă? Băi, eu prefer iarnă, atmosfera aia de Crăciun, iarnă, sărbătoare, nu știu, iarnă, da. Iubire sau dispreț? Dispreț? Glumesc, iubire. Sau poate nu glumesc. Pace sau bani? Amândouă. PC sau tabletă? PC. O viață cu bani, o viață sănătoasă sau o viață cu noroc? O viață cu noroc și o să le am amândouă, de fapt toate. Ce preferi dintre Londra și New York? New York, clar New York. Prieteni falși sau dușmani? Mai bine dușmani decât prieteni falși. Trecut sau viitor? Viitor sau... Da, viitor. Antena 3 sau România TV? Nici n-am auzit măcar de România TV, deci Antena 3. Nike, Puma sau Adidas? Nike, da, Nike. Engleză sau franceză? Păi îmi plac amândouă, dar cred că știu mai bine engleză, deci engleză. Minecraft sau GTA 5? Păi nu se compară GTA 5 cu Minecraft. Deci GTA 5. Cărți sau filme? Prefer să mă uit la filme decât să citesc cărți. Și cititul e ok, dar nu pentru mine. Mare sau pere? Mare. Probabil ai vrut să scrii mere, dar să zicem că pere. Telefon sau TV? Telefon. Ok, și cam atât a fost cu episodul de astăzi. Știu că a fost scurt, dar urmează zilele viitoare un nou vlog și o să încerc să postez mai des până începe școala, după aia o să postez o dată pe săptămână, plus probabil bonusuri. Și în descriere găsiți pagina mea de Facebook, Facebook-ul meu personal, Instagram și adresa unde puteți să-mi trimiteți scrisori și o să facem mai încolo un episod în care deschidem scrisorile trimise de voi. Ok, noi ne vedem data viitoare, probabil, și salut!